Bună seara, domnilor și domnilor! Foarte puțin timp până la alegeri, anul cu cele mai multe alegeri peste tot în lume, nu doar în România. În această seară, Cristina Demetrescu să ne spună ce spun astele despre candidații, principalii candidați la alegerile prezidențiale din România. Sigur că niciodată nu o să votăm așa gândindu-ne ce spun astele, dar e foarte important să vedem care este influența lor asupra candidaților și, de ce nu, ce se va întâmpla cu România după alegerile din acest an. Cristina, bună seara! Bună seara, bine te-am găsit. Dar nu facem politică. Ce frumos ești cu movul ăsta, așa, auzi? E vreun partid politic cu culorile astea? Nu, nu, doar flacăra violet și flacăra portocaliu nu mai avem, că s-a terminat. De-aia n-am îmbrăcat așa, să ne potrivim, să ne asortăm. M-ai scos din zona de confort. Am zis că nu mai vorbesc despre... Dar nu vorbesc despre politică, vorbesc despre astre. Dar nu vorbim despre politică, vorbim despre astre. E foarte important să știm. Așa este. Important să știm ce spun astrele, că noi putem să... Noroc că nu sunt o persoană cu idei fixe, adică eu zic, eu mă răzgândesc, adică nu e nicio problemă. Declarațiile mele nu sunt niciodată bătute în cuie. Nu sunt bătute în cuie, dar sunt importante și știi bine că dacă dăm timpul înapoi, eu bietesc fiind la blagită și bătrână, nu țin minte, am făcut previziune anul trecut despre România, mai ții minte? Sigur ții minte tu. Ce ții minte tu? Păi eu nu țin minte, da. Asta zic, ce se întâmplă sigur cu România. Sigur că am făcut și e un an important, nu? Da. Mai ales că intrăm așa într-o era schimbărilor majore, planeta Pluton, care, așa spuneam, mi-aduc aminte anul trecut, că Pluton care intră în zodia României și urmează să stea 20 de ani este o planetă care aduce schimbări majore, ceea ce înseamnă că și noi trebuie să ne pregătim cumva de viitor. Și dacă nu ne pregătim noi, ne pregătește viitorul. Nu este niciun fel de problemă. Aș putea să spun că nu neapărat că liberul nostru arbitru nu este important într-o chestie de genul ăsta, dar hai să ne înțelegem că există și o karmă de țară, există și o direcție a țării într-o oarecare măsură. Și vorbim aici de intenții colective care până la urmă trebuie să se alinieze cu o soartă a țării, da? Care din punctul meu de vedere în momentul de față cu un destin, cu un sens al vieții în poziție culminantă, cu o planetă Saturn în poziție culminantă, eu zic că România stă bine în momentul acesta și cu un Jupiter pe un sector astrologic care reprezintă protecție. Nu degeaba, uite, anul acesta, am să-ți fac o paralelă care poate nu este, ne scoate puțin din context, dar România anul acesta a avut niște performanțe sportive notabile față de alți ani, nu? Da. Ceea ce înseamnă că Jupiter în Gemeni, care este tot o zodie este tot într-o zodie de aer și în fotbal și la campionatul, la olimpiadă, asta înseamnă că suntem, să spunem, pe o direcție bună, da? Și că undeva, chiar dacă emoțiile sunt mari, chiar dacă riscurile sunt mari, chiar dacă traversăm la nivel internațional, astral, ce să zic eu, internațional, intergalactic, poftim, o perioadă cu extreme foarte mari, ceea ce conduce către, să spunem, aceste politici extremiste, da? Karma este în zodia balanței, Lilith, luna neagră, este în zodia balanței, eclipsele se vor așeza în zodia balanței, această axă berbec-balanță duce către extreme și favorizează, ca să zic așa, extremismul. Ceea ce consider că, nu știu, poate și ăsta este un curent care vine, trece, așa stau lucrurile, că poate îi mai trezește din somn pe cei care trebuie să facă treabă și nu-și dau seama cât de periculoase sunt aceste, să spunem, tendințe. Dincolo de lucrul acesta, la noi în țară am sesizat că nu este vorba despre curente extremiste, este vorba despre un extremism al comportamentului politicienilor. Asta e o chestiune care nu ne face cinste. Absolut. Nu ne face cinste pentru că am observat că românii alcătuiesc un popor destul de mimetic, da? Și de-abia așteaptă, să spunem, modele din acestea care mai de care mai pestrițe, să scoată de acolo cei mai rău și nu este un lucru bun pentru viitorul acestei țări. Sper într-o cizelare, într-o modernizare, mai puțin într-o, să spunem, alunecare din aceasta, într-o prăpastie în care, ce să zic, ce să facem, să ne răfuim pe stradă sau să mergem pe stradă cu telefonul mobil în mână și să ne filmăm lucruri care, din punctul meu de vedere, nu ne fac cinste. Dar, una peste alta, așa cum ți-am explicat, eu cred că România anul acesta este
are, eu zic, niște astre pozitive, da? Și sper că ceea ce vrei tu să mă întreb, că presupun că de-aia m-ai chemat. Experiența noastră comună ne dovedește că eu nu întreb nimic. Nu m-ai întrebat, adică nu mi-ai pus o întrebare, dar bănuiesc că ăsta e motivul pentru care tu răspunde la orice. Eu răspund la orice, nu te întreb. Nu, poți să mă întreb și tu. Bun. Hai să vedem, să luăm candidații pe rând, Cristina. Să începem, să zicem, cu Mircea Gioana, care în momentul acesta în care vorbim noi, oficial nu și-a anunțat candidatura, dar el este măsurat în sondaje și cu o intenție foarte clară de a candida. Da, domnul Gioana, în ideea în care, știi că eu în general astrogramele cu care vin, eu nu am orele lor de naștere, nu o spun ca pe o scuză, dar nu sunt oficiale, să spunem că alte țări stau mai bine la aceste amănunte care privesc pe toată lumea. Da, domnul Gioană are niște șanse, zic eu, foarte bune, fiind născut în zodia Rac, da, presupunând că își va anunța candidatura, nu știu care este termenul limită pentru... Nici eu nu știu, din păcate, dar probabil că urmează. Urmează. Da, vorbim despre zodia Rac, da, care Racul este chiar și zodia care se află pe ascendentul țării noastre, ceea ce înseamnă că soarele domnului Mircea Gioană, posibil, eventual, viitor prezidențiabil, ar fi pe ascendentul României, ceea ce este o energie, zic eu, bună. Când soarele președintelui este pe ascendentul României, sau cel puțin așa cum pică ascendentul României, undeva pe la 15 grade zodia Rac, soarele dumnealui e la gradul 21, înseamnă că este pe prima casă a României, ceea ce înseamnă o imagine bună, o imagine pozitivă. Soarele întotdeauna reprezintă o imagine pozitivă. Destinul, sensul vieții este pe casa carierei, este într-o poziție culminantă, da? Ceea ce n-aș vedea de ce să fie pe primul loc în sondaje și să nu-și anunțe această candidatură. Probabil că va fi ceva destul de spontan. Dar șansele, așa cum am scos eu aceste astrograme, atât pentru turul 1 vorbim de 24 noiembrie, cât și pentru turul 2 vorbim de 8 decembrie, mă rog, perioada în care, să zicem, după primul tur va retrograda și Mercur și Marte. Deci ar posibil să avem surprize în turul 2, Cristina? N-aș spune că este posibil să avem surprize, dar la turul 1 luna va fi în fecioară. La turul 2, luna asta e foarte importantă pentru că ea are legătură foarte mult cu opțiunea maselor, da? Luna întotdeauna înseamnă opinia maselor, da? Și luna în fecioară se armonizează destul de bine, da, cu astrograma dumnealui, mai ales că soarele se va duce cumva spre planeta Saturn, ceea ce înseamnă Saturn întotdeauna atunci când intră într-un joc astral de genul acesta, înseamnă o persoană care își asumă o responsabilitate. Și am să-ți mai spun ceva. Destinul este pe o poziție culminantă a hărții dumnealui, ceea ce înseamnă rol socioprofesional, carieră, nume. Este o casă astrologică care la domnul Gioană este destul de vulnerabilă prin anumite mici, poate greșeli pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Greșeli de moment, greșeli spontane, greșeli la care nu s-a gândit că la un moment dat se pot întoarce împotriva dumnealui. Se pare că este un personaj destul de spontan care acționează, să zicem, în anumite momente fără să se gândească la niște consecințe. Dar, din punct de vedere profesional, a construit. Adică casa 10 a carierei este o casă prietenoasă atunci când un om nu sare peste niște etape. Deci, spre deosebire de poate alți candidați care poate au făcut mai puține greșeli, dar care nu au construit toate aceste trepte. A fi președintele unei țări nu este o chestiune personală. Nu? Vreau să fiu președintele țării și ego-ul meu spune că eu pot acum să mă duc să candidez la președinție și să și câștig. Eu cred că este o chestiune de maximă responsabilitate și cred că există o soartă în acest sens, iar dumnealui destinul o are pe casa carierei, adică acolo unde este cea mai de sus poziție. Da? Este genul de personaj care trebuie cumva să se chinuie puțin să păstreze ceea ce primește, să păstreze ceea ce capătă. Da?
Și iată că o revenire în 2024, din punctul meu de vedere, ar fi de bun augur, mai ales că este la o confluență de drumuri în destinul dumnealui, adică poate să facă niște alegeri, să rămân în continuare acolo unde dorește dumnealui, sau să vin să candidez pentru președinția României. Deci n-aș vedea câtă vreme în turul 2, adică eu îl văd intrând în turul 2, dacă dumnealui va candida luna în poziție culminant. Îl sfătuim să candideze de vreme ce are, să spunem, aceste foarte șase. Bine aspectat, Mircea Geană. Foarte bine aspectat, să spunem că este unul dintre cazurile în care, acum îmi permit că, repet, nu fac politică, fac astrologie, uh-huh. Nu? Am așa un feeling și un sentiment privindu-i astrograma că soția dumnealui sau o prezență feminină din viața dumnealui are o destul de multă putere de influență, ca să spunem. Bună. Eu sper că bună. Adică, din punctul meu de vedere, este o chestiune în care probabil fie se sfătuiește, fie... Îl susține din toate punctele de vedere și da, e normal, adică, să fie așa. Este o persoană care a sacrificat foarte multe lucruri, vorbesc de soția dumnealui, pentru cariera soțului ei. Dar faptul că văd așa, să zicem, o susținere din spate sau o susținere din umbră, mai ales că Jupiter, marele benefic, cea mai bună dintre planete, va intra în zodia asta, în zodia Rac, anul viitor, nu văd niciun fel de motiv să nu candideze. Adică mai ales că poate să treacă fără niciun fel de probleme de turul. Acum întrebare, e o paranteză asta, Cristina. La nivel internațional, din ceea ce vezi tu în harta domnului Geană, este o persoană care ne va reprezenta cu cinste în plan internațional într-o perioadă de conflict la granițele țării, într-o perioadă extrem de dificilă și de delicată din punct de vedere internațional? Domnul Geană, harta dumnealui este o chestie, este o conjunctură, are o conjunctură foarte rară, care se numește Steaua lui David. Deci are aproape Steaua lui David, să spunem așa, un pic cu puțină, haideți să zicem, puțin aranjament, ți-o și arăt, arată a Steaua lui David, dacă te uiți bine la ea, nu? Da, așa e, da. Așa. Și are și o chestie numită karmă de agresivitate, adică poate să fie o persoană foarte potrivită în momente de genul acesta de conflict, mai ales că e diplomat, că a avut oră. Și da, destinul, cea mai bună dintre planete pe care o are în zodia Balanței, care este o zodia diplomației, de fapt cu asta n-a fost diplomat, dar a avut o funcție, nu? Ministrul afacerilor externe, diplomat. Corect. De carieră. Secretar general NATO, adică... Deci, faptul că și-a construit toate acestea, toate funcțiile pe care tu le enumeri, da, în momentul de față, sunt niște trepte pe care un politician, pentru că politica este guvernată de zodia Capricornului. Și atunci, politica înseamnă să, atunci când ajungi să-ți asumi o responsabilitate, dincolo de faptul că sunt foarte mulți politicieni populiști sau care speculează, să spunem, emoția maselor care se duc să voteze, nu? Și nu-și dau seama că, de fapt și de drept, un om care ajunge într-o poziție trebuie să-și merite această soartă. Eu cred că da, este o persoană extrem de potrivită pentru a calma spiritele, pentru a media, pentru a aduce liniște, pace. Iarăși spun, spre deosebire de alți candidați care au ceva belicos, ca să spunem așa, în astrograma lor și care se pot plasa, să zicem, pot agrava anumite lucruri, da, prin ceea ce fac. Da, e o persoană foarte potrivită, are și experiență în sensul acesta, de ce nu? Bun, mergem mai departe. Nicolae Ciucă, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte a României, fost premier al României. Domnul Nicolae Ciucă este născut în zodia Vărsătorului. Sunt informații publice, dar nu să nu termine cu... Nu intervenim aici în datele personale, dar încerc să dau cât mai puține informații, că nu se știe cine se supără.
Domnul Nicolae Ciucă este zodia vărsătorului. Noi am mai avut un președinte vărsător. Nu are un profil care seamănă, să spunem, cu cel al dictatorului Nicolae Ceaușescu. Nu are nicio legătură cu lucrul acesta. Numai că am rămas așa, deși România este o țară vărsător. Vărsătorul este poziționat pe harta țării noastre pe un sector foarte conflictual. Adică este o chestiune acolo care nu este cea mai, să zicem, cea mai potrivită. Domnul Nicolae Ciucă are un rol de sacrificiu. Este efectiv, dacă pot să spun, da, are o hartă de militar, de general, are așa ceva, pentru că axa Fecioară-Pești este foarte puternică și axa Fecioară-Pești chiar se așează pe astrograma României. Destinul României este pe axa Fecioară-Pești. Dar România este o țară care a trecut de-a lungul istoriei prin foarte multe perioade grele. Noi încă trecem, noi încă ne chinuim. Nu știu dacă înțelege cineva lucrul ăsta, probabil că da. Noi nu suntem acolo unde ne-am dorit să fim niciodată. Noi tot timpul suntem într-o stare aspirantă, așa, ca să ajungem unde ne dorim. Să ne aliniem cu Occidentul, să ne modernizăm, să fim așa cum trebuie, să... Mă rog, din punctul meu de vedere, pe o poziție culminantă a hărții dumnealui, un Neptun pe casa carierei, cred că nu aduce întotdeauna cele mai înalte poziții. Adică are poziție înaltă câtă vreme este vocația dumnealui. Adică dacă dumnealui este un militar de vocație, este, să zicem, chiar și un politician de vocație, Neptunul ăsta te poate aduce până într-un anumit punct, ca să spunem așa. Adică de la punctul respectiv încolo este o iluzie, da? Adică este bine să nu ne iluzionăm că putem să ne ducem mai sus decât trebuie, pentru că dacă depășim o anumită graniță, putem dezamăgi. Și atunci fiecare este bine să-și drămuiască foarte atent puterea, vocația și așa mai departe. În turul 1 spuneam că luna este în zodia Fecioarei. Nu este poziționată foarte bine pe harta dumnealui. Este poziționată pe casa 8 a Scorpionului, care poate să reprezinte o pierdere. Deci eu nu l-aș vedea. Repet, sunt doar niște păreri astrologice, da? Nu am orele dumnealor de naștere. Dar asta nu înseamnă că eu când analizez o astrogramă nu le iau pe toate părțile. Adică eu pot foarte bine să dau anumite să fac anumite predicții în funcție de această astrogramă fără oră de naștere. Luna în Fecioară pentru vărsător nu este o poziție atât de bună, ceea ce înseamnă că domnul Nicolae Ciucă este foarte posibil să nu treacă de primul tur. Da, interesant. Ne mai spui ceva la domnul Ciucă? Iarăși, de întreba, spun aceeași întrebare pentru toți din punct de vedere internațional. Domnul Ciucă, general de carieră militar, foarte bine ancorat în tot ce înseamnă geopolitică, ne-ar putea reprezenta astfel încât România să fie Nu are niște planete, are planete bune, adică are, de exemplu, dumnealui are cea mai bună dintre planete, Jupiter, pe zodia racului, care este ascendentul țării noastre. Soarele este chiar în vărsător, adică eu cred că domnul Ciucă este un foarte bun patriot. Și părerea mea este că rolul și sensul vieții dumnealui este să scoată România, dacă există un plan în sensul ăsta de guvernare, nu știu dacă va fi prim-ministru, dacă va face ceva în sensul ăsta, dar să scoată România din această negură a datoriilor pe care și le face. Adică destinul dumnealui este pe zodia Taurului, care privește mai mult pârghiile financiare. Deci, cumva România să nu mai fie o țară atât de îndatorată, să existe un plan de investiții pentru viitor în România, să fie o țară productivă, să fie o țară profitabilă. Deci, dacă te interesează strict ce ar putea să facă în sensul acesta, nu știu, pentru că un malefic pe care l-ai în zodia berbecului, de altfel și domnul Joan îl are, înseamnă că, cel puțin în viitorul apropiat, vom continua în același trend să fim într-o zonă extrem de conflictuală. Da. Părerea mea este că următorul președinte
va fi mai temperamental decât domnul Iohannis, adică va fi o persoană care va lupta mai mult. România trebuie să... Cu destinul în zodia berbecului, dacă îmi permiți, România trebuie să arate că este o țară puternică și că este o țară cu personalitate și că este o țară care nu este vulnerabilă. Și aici, din punctul meu de vedere, retorica trebuie puțin schimbată. Okay. Da? Domnul Marcel Ciolacu, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte, actual premier. Domnul Marcel Ciolacu este născut în zodia Săgetătorului și este un personaj, din punctul meu de vedere, destul de curajos. Este un personaj care, iarăși, dispus să muncească, să facă efort. E un personaj de uzură, da, care poate să-și ducă cariera politică până la adânci bătrâneți, adică nu este genul care adică să... Adică duce, cum ar veni. Duce. E puternic, nu e... Are luna în ziua... Adică ce apreciez la domnul Ciolacu este un anumit tip de onestitate. Știu că comentariile la emisiunea noastră or să fie... Fiecare are dreptul să spună ce gândesc. O să fie jale. Nu-i problemă de asta, Cristina. Deci, cred că o să mă înjure toată lumea în toate părțile. O să ne. Mai mult pe mine. Da, mai mult pe tine. Tu pe tine de ce m-ai chemat? Eu de ce am venit? Nu despre asta este vorba. Fiecare își pune părerea lui. Câte vreme sunteți civilizați, că altfel vă dau bloc. Adică nu există să înjurați, să jigniți. În rest puteți să scrieți ce vreți, nicio problemă. Da, ca să glumim așa un pic, cred că soția domnului, sau nu știu, partenera de viață a domnului Ciolacu s-ar înțelege foarte bine cu partenera de viață a domnului Mircea Gioană, deci l-aș vedea, să spunem, într-o colaborare, da, pe cei doi i-aș vedea într-o colaborare. Bine, asta e mai mult așa ca o paranteză. Dar luna în Fecioară, în primul tur, este în poziție culminantă pe harta domnului Ciolacu, ceea ce înseamnă ca și la domnul Gioană. Ca și la domnul Gioană nu este, dar este armonioasă. Armonioasă. Pentru că se află undeva pe harta, pe casa hârtiilor, documentelor, deci care va să zică buletinele de vot pot fi în favoarea dumnealui. Câtă vreme luna este culminantă în primul tur la domnul Marcel Ciolacu, asta înseamnă că dumnealui poate să treacă de turul 1. Deci în momentul de față ne terminăm noi toate astrogramele, în momentul de față ar putea fi o finală Mircea Gioană, Marcel Ciolacu. Dar la turul 2 luna este în poziție căzută, ceea ce înseamnă că este mult mai bună pentru domnul Gioană. Repet, nu împușcați... Da, nu omorâți... Nu împușcați astrologul, da. Că, na, și cum e poza și o zi proastă, bună, nu știu, e în funcție de... însă există un rol karmic pe care dumnealui îl are cu această țară și, este o persoană care a făcut față destul de bine la tot ce ține de zona asta, tendințele astea extremiste ale scenei politice pe care urmărim cu toții destul de dezgustați în ultima perioadă. Aceeași întrebare, din punct de vedere internațional, Marcel Ciolacu, dacă ar fi să fie președinte? El încă nu și-a arătat tot potențialul, dar Săgetătorul este o zodie a ceea ce înseamnă internațional, adică ăsta este scopul și rolul pentru care se naște un Săgetător. Să iasă în lume, nu? Să te reprezinte, să călătorească, să fie expansiv, să se aventureze. Bineînțeles, de ce nu? Da? Dumnealui nu cred că și-a rântat cel puțin până în momentul de față. Adică pare genul de personalitate mai neoșă, dar bineînțeles că ar putea să facă față fără niciun fel de problem. Bun. Urmează Elena Lasconi, candidatul... Dar avem câteva personaje care sunt destul de bătăioase, luptătoare. Văd câțiva care au, cel puțin în cazul domnului Marcel Ciolacu, în cazul domnului Mircea Gioană, da, sunt persoane și sunt candidați care au axa vieții pe această axă berbec-balanță exact cum este acum.
cel puțin la domnul Ciolacu și la domnul Mircea Joană. Acum destinul este pe axa Berbec-Balanță. Destinul lor personal este pe axa Berbec-Balanță. Adică au șansele cele mai mari. Da, este o chestiune de predestinare. Adică e o chestiune predestinată, dacă vrei. Se așează cumva într-o predestinare. Cine este? Doamna Elena Lasconi, candidata USR. Să știi că pe doamna Elena Lasconi nu știu în ce zodie s-o plasez, deoarece este născută, n-am să așa dau ceva, data de naștere. Așa ceva, n-am mai pomenit, auzi? Păi da, n-ai pomenit, dar vezi tu, este născută dacă, de exemplu, se năștea până pe la, nu știu, 4 dimineața sau ceva de genul, era berbec. După 4 dimineața este taur. Ar trebui să-mi asum că este taur, că este cea mai mare probabilitate, dar de vreme ce nu am ora de naștere, dumneai trebuie să știe mai bine. Da? Deci până pe la... Chiamă să intrăm pe telefon să vedem ce... N-ai ce să, n-ai unde să cauți păi lucrul ăsta. Este, ba da, ia. Păi eu data de naștere o am, Mirela, nu m-a ajuns cu nimic. N-ai, n-ai de unde să aflu. Data de naștere o am, ora de naștere este problema. Ora de naștere. Deci eu am aici 0 grade taur și 0,7 minute la ora, la ora ascendentului. Da? Deci vorbim de... Mă rog, uite, n-am numărul doamnei Lasconi, că aș fi sunat-o să o întreb dacă se consideră, se sărbătorește în taur sau în berbec. Dacă s-a născut imediat după miezul nopții, s-ar putea să fie berbec. Dacă nu, probabil că este taur. Doamna Lasconi are cea mai bună dintre planete, Jupiter, Marele Benefic, pe o poziție culminantă pe casa politicii și pe zodia politicii, da? Pe zodia Capricornului, ceea ce e o chestiune extraordinar de bună, pentru că are șanse să construiască, da? Nu știu dacă are șanse reale în, de data asta, adică pentru că nu neapărat că, să zicem, este mai puțin, are mai puține mai puțină experiență politică sau ceva de genul acesta, dar cred că are șanse foarte mari în viitor, adică dacă dumneai, aici trebuie construit, e o chestie care trebuie să o construiești, adică trebuie să, numele tău trebuie să devină și mai sonor și mi se pare că candidatura dumneai la aceste alegeri este o trambulină extraordinară, da, pentru a sălta cota dumneaei, da, și felul și de a demonstra până la urmă care este capacitatea dumneaei de a conduce această țară, are destinul în zodia Vărsătorului, care este zodia țării noastre. Dar trei planete din Gemeni îmi spun mie că geamănul ăsta, care este o zodie dublă, da, poate să aibă mai multă legătură cu o viitoare candidatură, da? Deci nu înseamnă că nu are șanse în momentul de față. E, înțeleg că este destul de bine plasată în sondaje. Și poate să fie... Adică, eu o văd, cum să spun, cu luna care o definește pe dumneai ca femeie, ca personalitate în zodia Rac, care este ascendentul României, mi se pare că este un fel de mămica țării. Adică dacă într-adevăr câștigă poziția de președinte, eu o văd într-o lumină foarte bună. Alte calități pe care le are doamna Lasconi, e foarte important ce ai spus, faptul că acest moment este foarte important pentru viitorul doamnei Lasconi, dacă, Doamne ferește, nu o fi să fie calitatea acum. Comunicării, din punctul meu de vedere, are, am impresia că doamna a fost jurnalist. Jurnalist la ProTV. Da. Jurnalist la ProTV. Da. Da, Saturn, da, e o chestiune din punctul meu de vedere, cum să spun, are o combinație foarte bună. Singura problemă pe care o are este, sunt anumite tipuri de scandaluri legate de bani de campanie sau ceva de genul, să fie foarte atentă pe partea asta, da, la campanie, că au mai pățit-o și alții la un moment dat, da? Adică să facă toate lucrurile așa cum trebuie, corect și cu cât mai puține costuri. Foarte mult degeaba băgăm bani în marketing dacă nu transmitem ceva. Nu? Da, până la urmă, avantajul comunicării, da, poate, adevărat. Saturn, Venus, Marte, adică poate să fie foarte incisiv așa pe comunicare și poate să transmită un mesaj din punctul meu de vedere destul de natural, care să nu... să vorbească pe limba tuturor. Și... repet, depinde de zodie. Nu știu dacă este berbec, dacă este berbec
luptă. Dacă este taur, cred că este, poate să construiască și poate să fie foarte răbdătoare. Dar, într-adevăr, se petrece ceva cu destinul dumneaei. Este planeta Pluton care trece peste destinul tuturor. Ne trece Pluton peste destin pentru că Pluton e o planetă care are un tranzit foarte lung, de vreo 248 de ani. Și așa cum îți spuneam, se produce o schimbare majoră în destinul dumneaei odată cu această candidatură. Adică este ca și cum e o chestie care o pune cumva pe soarta țării. Și sfatul meu ar fi să continue să construiască, da, în plan politic. Surprize pot exista, Mirela, și cu și fără acestea. Deci, în primul rând, noi analizăm un candidat care noi nu știm dacă și-a anunțat candidatura la momentul ăla. Nu, vorbim de domnul Joan. De domnul Joan. Deci, noi, în momentul de față, avem... discutăm, avem și noi o discuție legat de lucrul acesta, dar încă nu știm exact toate detaliile și cine se va prezenta. Dar... îmi place acest benefic pe care îl are în poziție culminată, ceea ce poate să însemne că poate să fie un politician așa cum ar trebui să fie un politician, care să facă politică de vocație pentru oameni, nu pentru el însuși. Destinul meu este învărsător. Oamenii care au destinul învărsător sunt oameni direcționați către interesele comunității, nu către interesele lor personale. Din contră, sacrifică ceva la nivel de viață personală. Este conștientă de felul în care sacrifică. Nu este genul de persoană pusă pe căpătuială. Asta este părerea mea. Aș zice că și pentru dumneai Jupiter. Jupiter este o planetă care guvernează planul internațional și mai ales că vorbim despre comunicare. Cred că foarte bine. Da? Deci, din punctul meu de vedere, foarte bine. Și cred că orice persoană decentă, da, care știe ce înseamnă prerogativele funcției de președinte, te poate reprezenta bine atâta vreme cât păstrezi un echilibru. Un președinte de țară este în primul rând un președinte pentru țara lui. După care, asta este, noi trăim o epocă în care trebuie să fim uniți cu Europa și cu NATO și cu, evident că interesele ni le cunoaștem cu toți în această perioadă. George Simion, candidatul aur pentru președinția României, Cristina. Nu știu de ce paginile astea două mi-au ieșit altă culoare. Nu, deci nu mă întreba pe mine ce n-am fost atentă, nu știu, aveam niște hârtii în imprimantă, dar nu știu de ce... Și din toate ai două hârtii diferite la culoare? Am două hârtii diferite la culoare. La cine? La cine mai rămas? Că practic domnul Simion și doamna Șoșoacă. Da, mai dar sunt. Nu știu să spun că n-a fost... Cu intenție. Este o chestiune absolut involuntară. Destinul. Da, destinul. Doamne, este prima oară în viața mea când vorbesc de domnul George Simion. Deci eu până acum eu nu am, deci de când, înțelegi, s-a apărut și în planul politic au apărut așa niște personaje mai pestrițe, eu am refuzat și de ceva vreme, eu am refuzat să mă mai gândesc la politica românească. Adică am zis, bă, ce-o fi, o fi. Știi, nu mai stau să-mi bat capul și să mă stresez cum mă stresam până acum. Adică în ultima perioadă mie politica nu prea m-a mai trezit niște pasiuni. Da, vrem, nu vrem, este candidat oficial, candidatură lansată. Trebuie să vorbim și despre ei. Și e am corect. Aflat de curând, pentru că, uite, de-aia zic că internetul ne păcălește, pentru că eu știam că domnul George Simion este zodia rac, dar am aflat și cel puțin datele oficiale de pe Wikipedia îl plasează în zodia fecioară, da? Asta am aflat acum. Repet că până acum nu m-a interesat foarte tare lucrul acesta. Ar putea să aibă așa o schimbare de, eu știu cum să spun, de direcție, de imagine pe ultima sută de metri. Dar și chiar să regrete anumite escapade pe care le-a făcut până în momentul de față. Adică și-ar cam dori să intre într-o altă ligă. Dacă vrei, da? Are tendința asta, își dorește într-o oarecare măsură să evolueze într-o direcție. Adică să-și pună cenușă în cap și să se schimbe pune, cumva? Da, e foarte greu, pentru că e dumnealui pe casa imaginii a numelui și a renumelui. Acolo are o lună neagră, are un malefic, un Chiron în zodia Gemeni, ceea ce înseamnă că foarte multe dintre manevrele pe care le-a făcut le-a făcut așa urmărind un scop pe termen foarte scurt, da? Adică eu nu cred că dumnealui când a intrat în politică s-a gândit
o să candidez în 2024 la funcția de președinte. Și atunci, probabil că spiritul ăsta mai, cum să-l numesc, mai agresiv, mai nediplomat, dacă vrei, i-a imprimat o imagine care nu se mai șterge, că dumnealui poate să fie, eu știu, grupul și toate adeziunile pe care le-a strâns, într-adevăr, este cumva în mijlocul unui anumit grup, dar nu toată lumea este de acord cu stilul pe care îl practică, da, și pe care îl afișează. Lucru care s-ar putea să-l coste. Adică, deși poate să vrea să facă o întoarcere la 180 de grade și să spună, stai puțin că eu sunt așa, că eu sunt invers, că eu vorbesc frumos, că am învăț să vorbesc și așa mai departe, este o chestie care probabil o să-l coste. Fecioara este o zodie plasată pe astrograma României pe karmă negativă. Nodul sud karmic este acolo. În general, toate fecioarele din politica românească au fost vioara a doua, adică au avut rol de prim-ministru, da? Niciodată de președinte, adică deși probabil că au mai existat candidaturi, da? Crin Antonescu, sunt mai mulți. Nu vin toți în momentul de față, da? Emil Boc și așa mai departe. Adică pot ocupa niște funcții, dar nu neapărat o funcție... Cele mai înalte. Cel puțin pot să spun că nodul sud karmic, karma negativă a României, este pe această zodie, da? Deci, din punctul meu de vedere, pe karma dumnealui de ignoranță, karma de ignoranță care poate să spună că nu știu, nu a ținut cont de o anumită conduită sau de felul în care trebuia să, da? Mie... mi-amintește foarte mult de anumite slăbiciuni pe care dumnealui poate să le aibă, pe care încearcă să le mascheze într-o oarecare măsură prin această atitudine foarte agresivă, foarte belicoasă. Da? Deci felul în care se comportă, de fapt, vor să mascheze, de fapt, alte lacune pe care le are. Iar Saturn, care este o planetă a politicii, este căzută pe harta dumnealui, adică am mai vorbit chestii de-astea cu alte ocazii, că poate să, dacă într-adevăr are aspirații politice, ar fi putut să fie un bun primar, să zicem, să administreze o comunitate mai mică, dar pentru o imagine de țară cu un malefic culminant pe harta țării și în zodia Gemeni, care este zodia comunicării, aici, știi cum e, oricâte intenții și oricât de patriot te-ai dat tu, mai, când deschizi gura, e foarte important să fii respectat, pentru că reprezinți o țară. Și atunci când nu poți fi respectat tu ca persoană, este foarte greu să reprezinți o țară. Am înțeles. Diana Șoșoacă. Candidat independent. Sau SOS sau ceva. Deja începe să mi se facă frică. Ți-e frică? Ți-e frică de Diana Șoșoacă? Nu. Mie nu mi-e frică de nimeni. Dar așa zic și eu, că începe să mi se facă frică. Scorpion. Născută în zodia Scorpionului. Păi, da, nu că mi-e frică, dar am înțeles că pe cine nu spune ca dumnea ei, este amenințat cu un proces. Asta nu este o chestie foarte pozitivă, pentru că asta face parte dintr-un, doamna Șoșoacă face parte dintr-un univers tiranic, nu? Cine nu este de acord cu tine, tu este, împotriva, îi se taie capul. Deci, Scorpionul, Saturn în zodia Leu, fac parte, nodul sud karmic din zodia Taurului, asta construiesc un care, un test se numește în astrologie, care este, se numește karmă de atașament posesiv și care se regăsește de foarte adesea pe harta tiranilor. Acum, un tiran nu poate să fie tiran fără să aibă și putere. Cu cât o persoană de genul ăsta are o putere mai mare, cu atâta poate să fie mai tiran. Da, este o persoană care are și o planetă bună, și o planetă, și nu e o planetă Lilith, nu este o planetă în zodia Berbecului. Ceea ce înseamnă că este o persoană luptătoare, da? Adică trăsăturile dumneai sunt o persoană care îi place, nici nu știu de unde are atâta energie, dar mă întreb pe mine, mi-este foarte greu să înțeleg, pentru că luna în pești spune că o face pe consumul dumneai, adică consumul fizic, consumul energetic, consumul de sănătate, luptele astea pe care le duce, pe care ar putea să nu le ducă, pe care ar putea să fie poate mai liniștită, mai diplomată, mai...
mai răbdătoare, mai să țină cont de faptul că noi oamenii nu suntem toți la fel, că fiecare gândește diferit, că nu este totul, cum să spun, într-o țară sunt și bune și rele, nu trebuie să împărțim lucrurile în alb și negru așa cum le împarte dumnea ei. Dar este o persoană care trăiește într-un univers foarte conflictual. Adică e o persoană care și-a afișat toate conflictele. Problema cu Scorpionul este că el niciodată nu-i devine. Adică eu am mai văzut chestia asta la politicieni. Am mai avut și un președinte Scorpion. Nu, am mai avut și pe domnul Dragnea, care toată lumea era de vină, mai puțin el. Adică în momentul în care o persoană nu înțelege că tot ce vede de jur împrejur și toate lucrurile astea care se întâmplă, el este plasat în centrul universului lui conflictual, mie chestia asta îmi demonstrează că nu este o persoană foarte inteligentă emoțional. Adică în momentul în care tu te trădezi în felul acesta și scoți totul în afara ta și vii și spui cum poți să te porți așa cu o femeie? Dar păi, tu cum te porți cu el? Știi? Ceva de genul. Adică nu îți dai seama că și tu ești, tu provoci lucrurile de genul acesta. Are șanse, doamna Șoșoacă? Și fiind doamna Șoșoacă are o planetă Saturn culminantă pe harta cerului, din punct de vedere profesional, este genul de om care mută munții, adică este genul de persoană care dacă și-a pus ceva în cap, deci poate să-și vândă și familia ca să obțină lucrul, probabil că o să mă contrazică cineva aici, dar puterea și voința și ambiția și nici nu știu cum să spun, ego-ul pe care îl are această persoană, bineînțeles că antrenează în universul ei tot felul de lucruri. Dar este zodia Scorpion și are foarte multe planete în zodia Scorpion, destinul în Scorpion. Și Scorpion este o zodie care spune că scoate cei mai rău din oameni. Dar asta la modul general. Și un chirurg scoate, nu? Chirurgia este guvernată de Scorpion și scoate cei mai rău din om. Nu vreau să se înțeleagă greșit ce spun. Da, da, da. Scorpion este o zodie emoțională, da? Atât domnul George Simion, cât și doamna Diana Șoșoacă, prin aceste aspecte, prin Scorpion. Bineînțeles că au speculat la nivel emoțional ce este mai rău în oameni. N-au venit să scoată cei mai buni din oameni, au venit să scoată cei mai rău din oameni. Fricile lor, angoasele lor, furiile lor. Ori dacă tu scoți lucrurile astea pe tavă și nu faci nimic cu ele, nu ai o strategie, cum rezolvăm lucrurile astea? Că poate eu nu sunt furioasă, poate eu nu sunt fricoasă, da? Deci tu nu ai cum să mă reprezinți pe mine, n-ai de ce să mă pui pe mine, să mă forțe, să-mi scot frustrările și angoasele și fricile și toate lucrurile astea și să faci ce pentru mine. Nu am nevoie de așa ceva. Nu am nevoie de... Deci, mi se pare la fel. Sunt două persoane care sunt foarte nișate, da? Deci, domnul George Simion cu doamna Diana Șoșoacă sunt două persoane care s-au regăsit, să spunem, pe anumite segmente de populație ale României. Nu putem să negăm lucrul acesta. Sunt oameni fricoși, frustrați, care nu au realizat ceea ce trebuia în viață și se speculează în momentul de față ideea asta că universul este de vină, că voi nu sunteți fericiți. Eu cred că fiecare dintre noi este de vină, că țara asta este unde este. Ok, după ce am văzut toate cărțile, din punct de vedere al astelor, cine sunt primii doi favoriți? Și, pe urmă, să facem, dacă mai avem timp, și un exercițiu. Să presupunem că în turul 2 o să intre conform celor deci, spuse de tine. Dacă, referindu-mă la ultimii doi, doamna Șoșoacă cu luna în Fecioară și domnul Simion cu soarele, cu luna în Pești și doamna Șoșoacă cu luna în Fecioară și soarele domnului Simion în zodia Fecioare. Ambele tururi sunt cu luna în Fecioară și în Pești. Dacă se întâmplă un progres în zona asta, înseamnă că într-adevăr noi suntem o țară bolnavă, ceva nu este în regulă cu noi. Mai întreabă-mă o dată acum. Între întreba ceva, este vreo posibilitate de alianță între doamna Șoșoacă și domnul Simion pe ceea ce vezi tu în hărți? Orice este absolut posibil, numai că, repet, noi suntem în momentul de față cu o lună neagră și cu o karmă negativă pe balanță. E un fel de fote frate cu puncte-puncte ca să treci puntea. Nu știm ce este în sufletul dumnealor, dar pentru
pentru o reușită pot face orice și oricine poate face. Păi și, să spunem, ce se întâmplă în momentul de față între PSD și PNL este sub aceleași auspicii. N-avem încotro, mergem împreună, dar de fapt și de drept ne-am scoate ochii. Adică asta este perioada. Da? Deci oricând există riscul de să treci de la prietenie la ură și de la ură la prietenie. În această perioadă, extremele sunt foarte posibile, pentru că știi cum se spune, politica e o... Primii candidații cu cele mai mari șanse în momentul de față, după ce ți-ai uitat pe hartă, sunt domnul Gioană, dacă își lansează candidatura, și domnul Marcel Ciolacu. Există posibilitatea ca ei să fie și pentru întrul 2 împreună. Păi, de-aia ți-am dat. De-aia mi-ai dat. Am înțeles. Deci ei sunt cu cele mai mari șanse în momentul deci, de față. Deci la mine numai domnul Marcel Ciolacu și cu domnul Mircea Gioană au două hârtii. Restul au câte o hârtie, dintre care ultimele două sunt altă culoare. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Cristina Demetrescu. Abia aștept să ne vedem la finalul acestui an, să facem previziuni. Atunci o să știm și cine e președintele României. O să știm multe, o să știm și la parlamentare și așa mai departe. Mulțumesc colegilor mei, Mihai Buzduga, Mihai Popescu și Sorin Tutuianu. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă așteaptă colegii mei cu știri. Noi ne revedem sâmbătă la Voi cu Voicu.